Bună ziua, vom începe o serie de pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc de Leon Magdan. Ecoul vieții. Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei și a strigat de ciudă: "Te urăsc!" Dar imediat un glas puternic i-a răspuns: "Te urăsc! Te urăsc!" Speriat, copilul a alergat în casă și a povestit tatălui toată pățania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăște. Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului său: "Aici erai când ai auzit că cineva te urăște?" "Da." "Ia spune-i că-l iubești." "Te iubesc!" a strigat copilul și de îndată văile i-au răspuns: "Te iubesc! Te iubesc!" "Ține minte," i-a mai zis tatăl, "așa este și în viață. Dacă ești om rău, numai răutate vei întâlni. Dar dacă ești om bun și te porți frumos cu ceilalți, atunci doar dragoste vei găsi la tot pasul. Și chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, în schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiți asta." Cel bun vede bunătatea peste tot, cel rău nicăieri. Proverb. Iubirea poate fi de mai multe feluri: iubirea de Dumnezeu, iubirea de părinți și familie, iubirea de țară, iubirea de natură, de tot ce este frumos și bun. Dați exemple de persoane care au dat dovadă de asemenea acte de iubire.